În decursul timpului petrecut aici de mine, și sigur că aici ar trebui să marchez faptul că am destui mulți ani petrecuți în această școală, în diferite ipostaze. Pe de o parte, fost elev, sau mă rog, elev al școlii, al liceului de arte, cu ani de zile în urmă, apoi profesor, 20 și ceva de ani, și un scurt timp am avut și o funcție de conducere. Trecând și vorbind de toate acele momente ale mele parcurse sub acest acoperiș, am o mare responsabilitate față de ceea ce se cheamă Liceul Nicolae Tonița. Responsabilitate ce înseamnă, de fapt, respectul față de această școală, recunoașterea acestei școli și beneficiul care este adus unor tineri, tineri ce țin foarte mult să-și ascută creionul sau să pună în funcțiune un anumit instrument ce îl poate face să-și exprime gânduri, mesaje pe dimensiunea limbajului plastic sau prin limbajul plastic. Am început liceul acesta în clasa 5-a. Era colegiu atunci și pentru că desenam foarte mult acasă, am vorbit cu mama, care a fost sfătuită de doctorița ei, că există un liceu de arte în București și i-am zis că eu vreau să merg la Tonița să văd cum sunt copiii de acolo. Ca să... Nu neapărat mă gândeam că aș putea să-l și urmez colegiul, dar vreau să văd care sunt performanțele mele, ce pot să fac la un examen. Prima instanță, toți aici suntem învățați să desenăm și să pictăm, eventual și să modelăm. Și până în clasa 8-a asta am învățat. Din clasa a 9-a până între a 10-a, cei 2 ani de pregătire intermediară, până la secție, am lucrat cu un domn profesor care m-a îndrumat foarte mult spre pictură. În cei 2 ani de atelier intermediar, în care încă mai lucram toate cele 3 atelierele noastre, grafică, modelaj și pictură, am avut așa un mediu foarte personal al grupei și eram niște colegi care înțelegeam ce ne explica profesorul aproape la fel și puneam în practică aproape la fel. Era o alipire între noi prin prisma a ceea ce înțelegeam de la... După 2 ani de pictură, chiar dacă nu era ca și secție, dar profesorul nostru accentua mai tare asta, mergând pe stradă și uitându-te la pietrele de pe ciment, nu mai vedeai pietre gri, vedeai pietre într-un gri colorat, care bat ori spre albastru, ori spre verde, ori spre... ca și când ai merge pe, și te uiți pe fundul unui râu sau orice nuanță, ochiul devine mult mai sensibil după ce studiezi, după ce pictezi și după ce amesteci culorile, orice nuanță, oricât de palidă, într-o văruială sau într-un lemn, tu duci imediat și îți dai seama din ce a fost făcută și o duci către o culoare. S-ar fi putut spune că o să merg la pictură, dar după ce am... Același profesor care ne îndruma spre pictura avusese în facultate 3 ani de sculptură și a terminat pictura, deci și dânsul fusese cumva orientat întotdeauna către studiu foarte riguros și către desen și către sculptură. Am învățat aici de la foștii mei profesori, gândindu-mă la adolescența mea și la primii ani pe care i-am petrecut sub acest acoperiș, că această școală nu poate să fie decât altceva, un loc în care să mă găsesc prezent cu o stare de bine, a ceea ce sufletul de multe ori ne
angajează în stări sufletești, în stări care practic de multe ori ar trebui să le găsim concret materializate și iată că aici s-a putut. Cu îndrumarea unor profesori și aici fac și vreau să aduc aminte de foștii mei profesori din liceu, Gheorghe Tofan, Ioan Unci, din păcate săracii ei nu mai sunt, dar au rămas amintirile mele și locul lor este undeva în sufletul meu și în starea mea de a exista în momentul de față. Școala aceasta încă ține un pas cu dorința de a șlefui și găsi de fapt un suflet sau un om, mă refer la copii, mă refer la cei care sunt în jurul nostru, la celor care sunt aici profesori, lângă ei, lângă profesori vin acești copii ce își doresc foarte mult și aspiră de fapt. Nu toți, este foarte adevărat că această școală încă este o școală ce formează, nu putem vorbi de performanțe 100% sau de lucruri care să aibă capacitatea de a cuprinde foarte mult întregul spectru sau întregul număr al celor care sunt aici prezenți în școală, dar e clar că în mare măsură școala aceasta le oferă o deschidere spre o altă formă de înțelegere a ceea ce se cheamă realitate și existență. Vocația poate să te consume foarte mult, la fel cum te consumă negativ o lucrare care nu ți iese, pentru că există o altă presiune sau cum te împlinești o lucrare care ți iese pentru că ai avut o stare foarte bună. La fel și vocația, atâta timp cât ți-o asumi, poate să ducă la împliniri foarte mari și la o stare foarte intensă, dar care consumă. Și trebuie știut că, primul rând, trebuie să-ți asumi consumul acela fizic, la sculptură, foarte mare măsură, psihic, la fel, și sufletesc, pentru a da curs unei vocații. A urma o vocație nu înseamnă doar a urma un domeniu vocațional. Înseamnă a ți-l asuma cu toate greutățile și cu toate frumusețile lui. Sunt foarte de acord cu libertatea de expresie sau libertatea de exprimare, dar ca să înveți să te exprimi, trebuie să înveți. Ori ca să înveți, trebuie să parcurgi niște pași sau niște momente cu niște oameni care au niște experiențe, cu niște oameni care îți pot fi modele, cu niște oameni care îți pot fi repere și care, la un moment dat, sigur că vor rămâne undeva în amintirea ta sau într-un spectru al trecutului, dându-ți ție posibilitatea să fii cine ești. Eu cred într-o astfel de școală, cred pentru că școala aceasta ne dă o alternativă la un alt tip de educație. Eu cred că în această școală este puțin altfel. Nu încercând să găsesc aici o formulă mult mai, ci doar atât să înțelegem că doar prin ceea ce spun altfel, mă refer la faptul că de multe ori deschiderea noastră, forma noastră de a comunica cu un tânăr, forma noastră de a ne apleca asupra tânărului, în așa fel încât să putem să-l provocăm la rândul, el devine el devine cumva lipsit de acele constrângeri sau acele lucruri care îi pot determina un prag. Și se întâmplă de foarte multe ori ca aceste treceri, pasaje sau, mă rog, dialoguri ale noastre cu ei să fie de o anumită sorgintă și, în primul rând, mă refer la niște stări ce țin de suflet, de deschidere, de înțelegere la nivel
sub epiderm. Deci fără a avea, de multe ori uităm că avem un catalog și o spun cu cea mai mare responsabilitate. Uit de multe ori că avem evaluări care pot așeza copii mai sus sau mai jos. Sigur că sunt mai dotați sau mai puțin dotați, dar de multe ori e bine să nu le arătăm acest lucru. De multe ori avem loc sau trebuie să fim clădiți în așa fel încât aici nu ne luăm la întrecere cu nimeni. Aici e loc pentru toată lumea sub cer și slavă Domnului Cerului Mare. Avem întotdeauna o înțelegere față de posibilitatea lor de exprimare acum sau mai târziu. Deci noi nu avem cronometre aici. Nu avem sisteme cu care să îi țintuim în niște parametri extrem de riguros construiți, adică un sistem care să-l claustreze. Și din contră, cu cât putem face acest lucru mai liber, cu atât e mai bine. Cu profesorii mei au făcut cu mine acest lucru. M-am întâlnit apoi în Universitatea de Artă, pe vremea ce era Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, cu un alt mare domn artist, profesor, domnul Traian Brădean, care mi-a fost profesor trei ani de zile, și vă spun cu mare recunoaștere în fața dânsului și în fața ceea ce el a existat și a fost, pentru că pentru mine a fost un alt reper de data asta la o altă etapă a mea în viață, și ceea ce dânsul mi-a transmis, cel puțin din punct de vedere al înțelegerii și a unor forme de cunoaștere pe domeniul artistic, au fost lucruri care le am și acum și le duc mai departe în fața elevilor mei sau în fața celor care au ceva de învățat. În urma unei vizite la Louvre, după ce am văzut sculptura grecească, am schimbat alegerea și am venit la sculptură. Pentru că mi-am dat seama că vreau să termin liceul făcând ceea ce cred eu că e cea mai complexă dintre secții. Am încercat și am avut experiența asta și îmi dau seama că niciodată nu o să uit respectul pe care l-am pentru o bucată de ipsos alb care poate să reprezinte o bucată de marmură la un moment dat și care poate să fie, nu știu, la fel oricând transpus în metal. Aici am întâlnit, bineînțeles, un alt profesor care m-a îndrumat, care a terminat ciclul de predare și urmează să iasă la pensie și noi suntem ultima lui promoție și tocmai de aceea finalul e și mai încărcat, cumva. Mai devreme, când am intrat în clasă și am văzut cum era așezată clasa, ca atunci când am venit eu într-a cincea la examen, cu mesele pentru examenul de modelaj, și că nu mai era atelierul nostru, care murdar, or cu scaune în dezordine, or era familiar. Acum era cumva, parcă te simți expulzat la finalul liceului, nu știu, e complicat. Și m-a trecut așa un sentiment mai personal. Cred într-un circuit în care valorile trebuie scurtate de la o generație la alta. Cred în valoarea școlii pe care o am și pe care am făcut-o, pentru că școala asta a dat personalități și sigur putem să le numim, dar ar fi foarte multe. Aș aduce aminte aici de Silviu Purcărete, de Dan Puric, chiar ia cătă, vorbesc de Dan Puric, care în momentul de față este cine este, nici nu știm cum am putea să-l definim, pentru că spectrul lui este foarte special la nivel de emulație artistică și de înțelepciune în cele din urmă. Vorbesc de Silviu Purcărete, marele nostru regizor, care e când aici, când dincolo, în afară și în locuri, în teatre, în spații, unde calcă, lasă urme zdravene a ceea ce înseamnă emulație artistică.
Vorbesc de mulți alți colegi ai mei care sunt aici înregimentați în diferite structuri, fie didactice ale învățământului, fie, știu eu, în alte compartimente profesionale, artistice, sau fie că sunt liberi în existență și își pot croi în atelierul lor propriile lor demersuri și construindu-se astfel identitatea fiecăruia după cum crede și după cum a crezut și după cum a fost și educat în cele din urmă. Ce aș vrea să vă mai spun este că statutul de profesor, aș putea spune profesor-artist în această școală, este destul de, nu este ușor, este destul de, de multe ori te consumă, te angajează foarte mult. Dar pe de altă parte, trebuie să înțelegem că atelierul meu nu este lăsat gol, în atelierul meu eu intru și exist acolo și sigur că există un proces de creație, proces de lucru, atât cât pot spune eu creație din punctul meu de vedere. Acum ce este în afara și ce, cum pot fi eu perceput, asta e altceva. Dar este cert că activitatea noastră artistică de multe ori este într-un cuplaj cu activitatea didactică și de fapt așa ar trebui să fie. Pe de altă parte, nu știm cum să facem cu timpul. Să stăm mai mult la școală sau să încercăm să construim mai mult în școală în așa fel încât oferindu-le celor tineri, copiilor, elevilor școlii să aibă la îndemână un întreg bagaj ce de multe ori simțim că mai e loc și atunci încercăm cât mai mult și ei pot veni înspre noi găsindu-ne cumva pe niște tărâmuri în care simțim așa greutatea ceea ce înseamnă comunicarea cu experiențele pe care le avem acumulate în atelierele noastre proprii și încercările noastre de a le prezenta sau de a le pune la dispoziție echidistant, deci cu o formulă cât se poate de îngăduitoare față de ce ar putea un elev să culeagă, dându-i și oferindu-i de fapt totodată informațiile și datele cu care el să poată să existe în condițiile în care nu-l constrângem încă o dată, spun, ci din contră îl lăsăm pe o plajă destul de largă. Ceva ai mei, împreună cu unii din colegii mei, ei ca echipă și eu aducând ideea, am reușit să ajungem într-o excursie la Paris în clasa 10-a și să vedem, după ce am câștigat un concurs internațional, să vedem câteva din muzeele Parisului și să venim acasă cu o experiență și cu o încărcătură diferite față de... Adică epuizaserăm muzeele clasice de la noi din București și a fost foarte frumos să mergem să vedem o replică a muzei care e și aici a lui Brâncuș și să vedem toate mulajele la în curtea centrului Pompidou în atelierul Brâncuș și toate variantele care au fost vreodată făcute în Ipsos, în lemn, în bronză. Cel mai important lucru care mi s-a întâmplat de când sunt în liceu
în ultimii 2 ani a fost pe plan profesional, bineînțeles, a fost câștigarea unui locului 2 mondial la grafică pentru profesioniști, a unui concurs organizat odată cu Olimpiada și în care, acolo, am descărcat tot respectul meu pentru elenism, pentru desenul de pe vase ceramice grecești, pentru o anumită expresie a liniei care să fie cât mai curată, cât mai stilizată, cât mai expresivă. Viitorul poate fi văzut în feluri diferite, de persoane diferite, cred. Și așa cum cineva care știe că vrea să facă asta în continuare o să decidă că urmează să dea absolut tot pentru asta, nu știu, acum depinde. Poți să mergi la facultate de arte în continuare și cred că fiecare poate să găsească o nișă a lui în care să lucreze și în care să creeze. Dar mai departe de atât, nu știu. Școala aceasta este o școală, e puțin aparte. Aici vin copii sub acest acoperiș, în această școală, vin copii care este clar că au anumite date. Anumite date la nivel atât cu abilitățile care le moștenesc, care le au de la mama natură sau chiar de la educații care vin pre-liceu. Să activeze și să aibă acest tip de expresie și acest tip de comunicare pus la punct într-o formulă în care noi ne străduim cât putem să le oferim ceea ce ei au nevoie. Acești copii sunt speciali. Sensibilitățile lor cred că sunt puțin aparte. Adică într-o școală vocațională, mă refer într-un liceu de muzică sau de artă, acești copii au preocupări și vă spun și un lucru concret. De multe ori ei nu stau pe stradă. De multe ori se retrag într-o acasă sau într-o bibliotecă sau de-așa și deschid o carte. Nu toți, este foarte adevărat, dar noi asta, către asta tinde. Accesul lor la internet, una e să stai pe jocuri sau pe tot felul de lucruri care îți fură mintea și alta e să intri să vizitezi un muzeu. Și am surprins foarte mulți copii tineri din această școală care sunt pe tărâmul acesta al apropierii către unor spre niște ținte care țin de educația sufletului și de ceea ce înseamnă înălțarea noastră pe verticală. Nu cred că e loc de întors prea mult. Acești copii totuși au niște date cu care de multe ori noi luăm lucrurile, noi ca profesori luăm lucrurile foarte în serios, adică ar trebui să le luăm. Acești copii sunt de multe ori vin foarte sincer și sunt într-o perioadă extrem de favorabilă a ceea ce se cheamă modelare. Acești copii au, în momentul acesta, sunt florile care se deschid.
Dacă mai târziu la universitate sau la o facultate unde devin ușor prinși de maturitate, ușor încărcați cu oarește experiențe, acolo lucrurile sunt puțin altfel. N-aș vrea să intru în detalii, dar aici, în specificitățile universităților sau zonelor respective, dar aici mă gândesc că responsabilitatea, flexibilitatea noastră, cuprinderea a ceea ce se cheamă mod de a te face înțeles și de a te arăta disponibil unor tineri care sunt în formare, trebuie să fie foarte bine precisă și bine găsită formula aceasta. Acești copii cred eu că vor fi mai târziu, indiferent ce vor face în viață și ce cale vor alege, după cum spuneam și mai devreme, vor avea sau se va dovedi, de fapt, prin modul lor existențial, că au trecut printr-o lume care, sau prin niște etape care a însemnat poziționarea lor către o zonă a ceea ce se cheamă luminare, sau a ceea ce se cheamă frumos, sau curat, sau adevărat. Nu cred că sunt copii care să scape de anumite informații ce țin de elemente care să fie extrem de prețioase la nivel existențial. Nu putem să omitem tot ceea ce se cheamă valoare, fără să atingem parametrii maxim pe care omenirea, cel puțin în zona vizualului sau în zona artelor, omenirea i-a dat. De multe ori facem aceste plecăciuni în fața lor împreună cu copiii și încercăm să-i așezăm acolo unde trebuie, în așa fel încât ei să înțeleagă ce au de înțeles. Mai ales într-o societate în care ne găsim destul de pierduți, tulburați, neputincioși, greu de identificat în persoana ta sau valori sau lucruri care de multe ori sunt și nu avem cum să le găsim. Cred că aici învățăm și acest lucru. Pe lângă faptul că învățăm să deseneze, să umble cu un creion, cu o pensulă, cu anumite instrumente, cu un instrumentar aparte, cu un anumit limbaj, cred că învățăm de fapt și să descoperim lucruri ce țin de o anumită stare, ce cred eu că în general școala ar trebui să aibă mai multă atenție apropo de valoare și de adevărul care iese întotdeauna din lucrurile care sunt pironite bine în istoria omenirii.